Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. De ascultat, România, raiul politicienilor. Interviu cu un imaginar Traian Băsescu, extrem de sincer. Interviu posibil cu primul guvernator al României, fost ministru, primar și actual europarlamentar, Traian Băsescu, pamflet marca România Mare. Suntem convinși că timpul ne va aduce în prim plan adevărul perioadei în care Traian Băsescu, că despre dânsul este vorba, a condus destinele României. Vom ști cum și de ce România și-a pierdut total suveranitatea, vom afla poate ce a fost în capul lui când a pus umărul la crearea a ceea ce se numește statul paralel, ce a stat la baza abuzurilor din justiție, a corupției generalizate, vom afla detalii neștiute despre momentul tăierii salariilor din 2010, dar și răspunsul la multe întrebări pe care azi mulți și le pun. Poate vom afla mai devreme sau mai târziu ce s-a întâmplat cu flota comercială a României, dispărută ca prin farmec în anii 90. Indiferent cât va dura, adevărul va ieși la iveală, indiferent câte dosare se vor arde și câți martori incomozi vor dispărea, mai devreme sau mai târziu, totul va deveni limpede. Iată-ne așadar stând de vorbă sub auspiciul suspiciunilor și al adevărului încă nedovedit, cu un imaginar Traian Băsescu aflat în fața noastră, dominat de o puternică doză de sinceritate umană. Dante Alighieri. Domnule președinte, asupra dumneavoastră planează numeroase suspiciuni de corupție, dar și un real sentiment că nu sunteți un foarte mare iubitor al României. Ce ne puteți spune despre acest aspect negativ al activității dumneavoastră politice din ultimii 30 de ani? Traian Băsescu. De tot ceea ce se spune despre mine, puțin îmi pasă. Așa cum ați observat și dumneavoastră și cei care au dorit să fie în competiție cu mine în plan politic, sunt de neatins. Nimeni din țara asta, la acest moment, nu mă poate atinge nici măcar cu o floare. Iar de când sunt europarlamentar, e cu atât mai bine. Am convingerea că tot ce am făcut în timpul mandatului de președinte nu doar că a fost bine, dar a fost și necesar. E adevărat că asupra mea planează suspiciuni potrivit cărora am făcut flota dispărută, am luat casa din Mihăileanu cu jap și câte și mai câte. Dar cu toate acestea, nimeni nu poate face nimic din punct de vedere legal. Sunt intangibil și asta o știu toți. Dante Alighieri, cum ați reușit să beneficiați de acest nivel de protecție? Aveți dosare legate de toți cei care au lucrat cu dumneavoastră? Sau e ceva mai serios, poate, pe malurile Potomacului? Traian Băsescu, din fericire, poporul român e unul ușor de dus de nas. Aș vrea, înainte de orice discuție și de orice părere despre așa zisa reacție în fața nedreptății a națiunii române, să urmăriți mesajele mele TV din campania electorală, dar nu numai, în care am spus numai minciuni, numai tâmpenii. În fapt, orice aș fi spus, românii m-ar fi crezut și m-ar fi votat. Am spus și în 2004 tâmpenii, am spus și în 2009 la fel de multe minciuni. Rog să se urmărească aceste intervenții și veți vedea cât de mult rahat politic este acolo. Toate acestea, am avut două mandate de președinte, mi-am făcut de cap cum am putut, am băgat la pușcărie pe cine am vrut, am pus șef și am concediat pe cine am vrut și când am vrut. A spus careva ceva? Nimeni. Au existat acele două tentative de a mă da jos, dar s-a văzut cine e până la urmă jupân în țara asta și aici pot spune că nu despre mine e vorba, ci despre cei care la rândul lor m-au ajutat să fiu președinte. Mă rog, guvernator, că președinte e mult spus. Poporul român e naiv, e slab pregătit, e laș și fricos. Dacă îi ucizi potențialii lideri, fie că sunt ei linșați mediatic sau fizic, poporul cade în blazare și nu-l mai interesează nimic legat de existența lui pe termen lung. Din acest motiv, cu ceva presă prielnică, și știți bine că am stat și stau la acest capitol bine, nu doar că România nu mai are lideri care să o scoată din letargie, dar e atât de copleșită de europenism, capitalism, colonialism și militarism, încât nici măcar nu va ști care este calea de ieșire din întuneric. Am profitat la maxim de acest aspect și, împreună cu cei care îmi pupau tălpile și fundul, am reușit să pun la punct un sistem de subminare a tot ceea ce înseamnă Parlament și democrație în România, program care acum a ajuns la maturitate. Vedeți și voi ce bine se descurcă Iohannis cu ceea ce am creat eu. Sincer, la ce lipsă de reacție există în România, politicienii actuali trebuie să fure mai mult, să se pună bine cu justiția și văd că o fac bine acum cei de la PNL și cu ajutorul ei pot face absolut tot ce doresc în această țară. Bravo lor! Eu n-am avut așa noroc. Dante Alighieri, vi se pare normal ca România să fie dusă atât de abrupt pe calea sărăciei? Credeți că e bine ce ați realizat ca politician? Unde este flota României? Traian Băsescu?
Cum am spus, ca politician am realizat multe. Fetele mele sunt la adăpost, au casă, au familie, au viitorul asigurat. La fel și eu, la fel și cei care au fost alături de mine. N-am ce să-mi reproșez. Legat de România, aici e mai complicat. Nu poți să faci bine unei țări care efectiv nu dorește să-i fie bine. Eu am vrut să o fac prosperă și fericită, dar mi-a trecut repede acest vis, această dorință, în momentul în care cei care mi-au propus să fiu președinte au lăsat de înțeles că nu ăsta e interesul lor. Misiunea mea principală, de care m-am achitat cu succes, a fost să distrug capitalul național al țării, să distrug companiile românești, să ofer cale liberă celor care doreau să ocupe piața românească cu diverse produse. Am reușit, după cum vedeți. Am aranjat lucrurile în așa fel încât cei din presa liberă să fie ori persecutați, ori închiși. Doar așa putem să avem o presă total liberă de democrație. În fond, ca să obții ce-ți dorești, ai nevoie de un puternic zgomot mediatic, care să asurzească puternic urechile românilor, asta în timp ce poți fura în liniște, tu și echipa ta, e simplu. Eu am ieșit la TV și am strigat că voi eradica corupția, că voi eradica contrabanda, că voi distruge jaful în realitate. Am distrus companiile românești, patronii români, capitalul românesc în general. Asta este politica, asta am făcut. Iar românii nu doar că n-au spus nimic, dar m-au aplaudat, m-au votat, m-au iubit. Păi cum să nu iubești pe român, politician fiind, când poți să faci ce vrei, să furi, să-i minți, să-ți bagi joc și ei să fie de acord, să te voteze și să te aplaude la scenă deschisă. România este raiul politicienilor, vă spune unul care știe. Dante Alighieri, acum am înțeles modul dumneavoastră de a percepe politica, totul este o minciună, se pare de la cap la coadă. Dar despre flotă n-a s-a dus vorba, chiar nu e nimic de spus? Prean Băsescu. Treaba cu flota e simplă. Nu doar eu eram interesat de ceva bani de căpătuială. Erau mai mulți prinși în hora asta și mă refer aici și la persoane suspuse din servicii, fie că erau ele românești sau străine. Noi la București am realizat doar un mecanism care a mers ca uns, prin care vapoarele statului român erau trecute pe bani puțin către alt proprietar. Cei care au trăit acele vremuri auzeau destul de des pe la radio și TV despre vapoare românești arestate prin diverse porturi străine. E, asta a fost doar o modalitate. Au mai fost și altele, evident, dar asta a fost una cât de cât legală. Am reușit să scăpăm de flotă, unii au câștigat mulți bani din asta, alții au făcut ceva pușcărie pentru că aveam nevoie de țapi spășitori, iar alții au fugit departe și își trăiesc viața bine mersi din acei bani. În ceea ce mă privește, faptul că eu nu am fost nici măcar deranjat de acel dosar dovedește amplitudinea acelei operațiuni și numărul celor implicați. Flota va rămâne un dosar greu de rezolvat din punct de vedere juridic, dar ca operațiune a fost o reușită pe toată linia. Eu nu am niciun stres și nici cei care au participat nu au. Dante Alighieri, ce ne puteți spune despre rolul statului paralel în activitatea dumneavoastră de președinte jucător al României? Cei care cunosc cât de cât activitatea politică, dar și firea românului, știu că pentru a te impune ai nevoie și de alte argumente, altele decât cele uzuale de președinte. Credeți că puteam eu să distrug capitalul național, companiile românești să aduc presă la comanda mea și nu numai? Doar cu prerogativele unui președinte, ale unei țări care nu este nici parlamentară, nici prezidențială, e normal să am și alte argumente și am avut norocul ca în primul an de președinție să cunosc două persoane care se pliau perfect pe acest rol de mâna președintului, ca să citez o funcție din Urzeala Tronurilor. O tânără cu aspirații înalte și vorbesc aici de Laura și un tânăr cu potențial Florian. Ei doi au fost cei care au reprezentat baza de plecare pentru ceea ce urma să se facă în justiție și prin parchete. Am avut parte și de un ministru de justiție destul de slab, așa că am putut să-mi pun în aplicare planul. Mă rog, planul nu mi-aparține, dar teoretic eu am fost cel care l-a dus la bun sfârșit. Credeți dumneavoastră că un parlamentar sau un judecător mai poate să zică ceva contra mea dacă primește în plic o poză cu el și amanta, sau cu el și un alt bărbat în pat? Păi nu. O parte dintre procurori și judecători au fost înregimentați în acest sistem, așa că totul a funcționat și încă funcționează cum trebuie, din câte văd. Ca președinte nu puteam face mare lucru, dar din spate, cu ajutorul cătușelor, am putut face totul. Și asta încă se vede. Trebuie să recunosc că am avut o mare dezamăgire în 2015, când cei care au fost promovați de mine au avut o tentativă de a mă deranja, dar după cum vedeți, totul s-a aranjat. Eu sunt europarlamentar, Florian este undeva în umbră, iar Laura este foarte bine aici, la Bruxelles. Dante Alighieri,
Apropo de 2015, ce ne puteți spune despre relația dumneavoastră cu Elena Udrea? E adevărat ce se tot spune că între dumneavoastră și doamna Udrea a fost ceva mai mult decât o relație profesională? Ream Băsescu, Elena va rămâne pentru totdeauna în inima mea de politician. A fost o mare bucurie prezența ei în viața mea. Mi-a demonstrat cât de loiale sunt femeile, în special cele care iubesc cu adevărat. Se spune că puterea este cel mai puternic afrodiziac, eu vă pot confirma pe deplin acest lucru. Am avut parte ca președinte, dar și ca primar și ministru de multe momente de bucurie în care această zicală s-a confirmat la maxim. Pentru mine însă, Elena va rămâne cea mai importantă colaboratoare pe toate planurile. Ca să vă răspund la întrebare, pot doar să confirm că am avut crize majore de gelozie din cauza ei. Și asta s-a putut observa în activitatea DNA de la Baia Mare, de exemplu. În prezent, ca europarlamentar, ce obiectiv aveți? Cum evaluați actuala guvernare de la București? Traian Băsescu, ca reprezentant al României în Europa, voi face ceea ce știu mai bine, adică să vorbesc mult și să nu fac nimic. Îmi place să-mi dau cu părerea și să-i cer pe politicienii imbecili care sunt acum la cârmă. Dar personal nu prea mai am multe obiective pe termen lung. Mă concentrez pe aruncatul vorbelor și al prafului în ochii electoratului. Legat de ce se întâmplă la București cu guvernul PNL, cred că glumiți. Cum am spus, ăștia s-au prins că românul înghită orice, ci se pare că Iohannis este cel mai priceput la asta. E clar, nu doar că acest guvern nu face nimic, dar și-a pus în cap să fure la maxim, mai ales că justiția e de partea lor. Pot spune că îi invidiez puțin pe vremea mea. Mai erau câțiva care se opuneau, mai era un Năstase de care cu greu am scăpat, mai era un Iliescu care se pare că e nemuritor. Acum nu mai e nimic, nu mai există niciun fel de opoziție reală în România, așa că e liber la furat. Am senzația că am ajuns iar în anii 90 în acel sat fără câini care era România atunci. Liberalii sunt hămesiți, Iohannis e total intangibil și decis să-și ducă la bun sfârșit misiunea primită. Eu, așa cum am spus, am avut misiunea de a distruge capitalul românesc, de a lăsa cale liberă firmelor străine, de a avea presa toată la picioare. Pot spune că Iohannis are obiectivul clar de dezmembrare a României sau, în cel mai bun caz, de secătuire a ei de resurse. Și pentru asta avea nevoie de un premier precum Orban, care știu bine că poate să fie și mâine arestat, precum și de alte păpuși de paie care să-i îndeplinească ordinele. Ei știu că România nu are cum să-i pedepsească, așa că își fac de cap total. Pot spune că perioada asta poate fi denumită în istorie liber total la furt, pentru că cei care sunt acolo sus asta vor face. Vor fura mult mai mult decât am furat noi PDL-ul. De fapt, dacă vă uitați bine, PNL-ul de acum este PDL-ul de atunci, cu mici excepții. Dante Alighieri. Credeți că România mai are vreo șansă? Traian Băsescu. Doar dacă un mare cataclism epidemiologic, un virus, va scăpa dintr-un laborator și va ucide toți politicienii, atunci e posibil să fie vreo șansă pentru România, altfel nu. Românii nu se vor trezi decât atunci când va fi prea târziu. De fapt, e deja prea târziu. Poate doar o minune să facă România o țară bogată. Dar, dacă minunea vine la pachet cu oferta de ticăi la supermarket, e posibil ca românii să lase minunea din mâini și să meargă să cumpere tigaia mult visată. Revista România Mare. Acest interviu a fost realizat în scopul readucerii aminte a unor evenimente importante din ultimii 30 de ani. De asemenea, el este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Prietenul mă întrebam dacă e un pamflet, dar oricum sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.